Pentru ca triajul pacienților să nu se mai facă afară în corturi improvizate în curțile spitalelor, autoritățile au luat decizia ca de la administrația rezervelor de stat să fie aduse containere cu încălzire. Două dintre acestea au ajuns astăzi la Câmpul Lung. Primul a fost descărcat în curtea spitalului municipal. Aici se va face triajul și se vor efectua testele pentru internările pe secția de oncologie. Prezent la Câmpul Lung a fost prefectul județului Emanuel Soare, care a vorbit despre importanța acestor containere. Am făcut eforturi foarte mari să aducem la nivelul județului Argeș 10 containere care sunt menite să înlocuiască corturile de triaj, având în vedere perioada de toamnă-iarnă foarte dificilă, care nu mai făcea, să zic, posibil transferul, triajul, oferirea de servicii de calitate pentru pacienți. Am făcut aceste eforturi și am reușit să aducem 10 astfel de containere, dintre care două au venit astăzi la Câmpul Lung. Aceste containere vor fi folosite pentru triajul pacienților sau pentru orice alte nevoi pe care spitalele le au, astfel încât să putem oferi condiții mai bune pentru pacienți, indiferent de afecțiunile pe care le au, și pentru a îmbunătăți serviciile medicale pe care le oferim. Cum stă cu situația în Argeș? Suntem într-o perioadă destul de dificilă la nivel național. Efectele acestui val foarte puternic se văd și în județul Argeș, însă județul Argeș a fost unul dintre ultimele județe din țară afectate de acest val. Suntem într-o perioadă dificilă, dar în urma măsurilor pe care le-am aplicat în județul Argeș, suntem optimiști că în perioada următoare, dacă vom respecta cu strictețe toate regulile care sunt impuse, avem posibilitatea să menținem cifrele într-un platou, astfel încât să evităm sau să frânăm cât se poate de mult creșterea, ba chiar putem spera la o ușoară scădere a numărului cazurilor, lucru care s-a și întâmplat în ultimele 3 zile, cu excepția zilei de ieri, astfel încât avem cumva speranța că valul 2, chiar dacă lovește foarte puternic la nivel național, în Argeș nu se va simți atât de mult. Primarul municipiului Elena Lasconi a declarat că aceste containere au ajuns la Câmpul Lung în urma colaborării foarte bune pe care administrația locală o are cu prefectura Argeș. Astea sunt din rezervele statului și, practic, spitalele au trimis la prefectură necesarul de containere. Este vorba de vreo 26, ați spus? Da. Și cu mari eforturi, prefectul Emanuel Soare ne-a ajutat foarte mult și a ajutat, practic, și județul Argeș. A făcut rost de 10. Am înțeles că a fost destul de dificil ca să obțină cele 10 containere și mă bucur foarte mult de această colaborare cu prefectura Argeș și acest container va fi folosit atât pentru teste, pentru internările la oncologie non-COVID, cât și pentru triaj. De asemenea, va mai fi un container la spitalul TBC. Este, bineînțeles că e foarte util și ne bucurăm că există acum la Câmpul Lung. 2 din 10 la nivel județean e ceva, înseamnă ceva. Despre situația spitalului municipal a vorbit managerul interimar Mădălin Iordache. Păi, spitalul e plin, cu cazuri mai puțin pediatria, OG-ul și neonatologia. Din fericire am reușit să aducem o firmă care să monteze rețeaua de oxigen. Sunt acum la etajul 3 și am beneficiat de înțelegerea colegilor de la celelalte din spitale din județ ca să nu se mai aducă suspecți până reușim noi, sperăm, pe săptămâna viitoare etajul 3 și ulterior etajul 2. Personalul e obosit, bolnavi sunt cazuri din ce în ce mai grave, oamenii în continuare nu înțeleg că nu e o glumă și din cauza asta spitalul e plin. A renunțat la ideea de ai dat drumul spitalului să fie jumătate. Spital, așa cum am spus, da, se poate deschide non-COVID în această clădire pe care o vedeți. Oncologia deja s-a deschis și s-ar mai putea deschide ginecologia dacă, așa cum am spus, DSP vrea să înțeleagă și să accepte că în toată lumea, în general și în special dincolo de granițele noastre, există spitale mixte și că noi avem aceste circuite complet separate, cel puțin pentru ginecologie. La terapie câte locuri aveți? La terapie sunt 14 locuri, din nefericire avem 3 ventilatoare, din nefericire unul s-a stricat, asta vreau să spun, dar sperăm să-l reparăm. Toate locurile sunt ocupate. Pe exemplu, astăzi se vor face
Ieri s-au făcut două intervenții chirurgicale, astăzi se va face cel puțin una, adică deja lucrurile s-au complicat, apare și patologie chirurgicală la bolnavii pozitiv, e și normal, fiind mai mulți, procentul de urgențe începe să crească și în rândul lor. Un al doilea container a fost descărcat astăzi la Spitalul de Pneumoftiziologie, acolo unde, până în prezent, triajul se făcea într-un cort de armată.